încă din titlul lucrării, autorii ne oferă niște coordonate de timp și de spațiu în care își organizează discursul istoric, precum și, bineînțeles, tematica pe care o abordează. Așadar, avem de-a face cu o monografie a orașului Constantinopol de la începuturile sale până la moartea împăratului Heraclios. Perioada abordată de autor este una de o importanță capitală pentru istoria constantinopolitană, fiind epoca în care un oraș relativ minor și lipsit de importanță devine practic cea mai mare și reprezentativă așezare urbană din acea epocă și nu numai. Cartea este divizată în două mari segmente, în două mari perioade. Este vorba așadar de cea de început, de până în anul 330 și perioada post-330, când orașul a devenit capitala Imperiului Roman. Partea științifică este precedată de un scurt cuvânt introductiv în care autorii își prezintă gândurile de început. Așadar, prezenta lucrare a văzut lumina tiparului la editura Sfântul Ierarh Nicolae din Brăila și cuprinde 22 de pagini și numeroase ilustrații de o calitate bună. Considerăm că orașul Constantinopol a jucat un rol fundamental în istoria omenirii, iar consecințele se văd practic până astăzi. Nu degeaba Nicolae Iorga vorbea de celebra și renumita sintagmă Bizanț după Bizanț, care face referire la moștenirea extraordinară pe care acest imperiu a transmis-o de-a lungul epocilor, vizibilă inclusiv în epoca otomană.